Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la un nou grupaj informativ. UNICEF a lansat la Focșani, în parteneriat cu una dintre cele mai mari companii de produse cosmetice din lume, un atelier de formare, precum și un program inovativ de mentorat în beneficiul tinerilor vulnerabili din județul Vrancea. Scopul programului este ca acești tineri să-și poată face o carieră în coafură și să se bucure de perspectivele unui viitor. Acest atelier face parte dintr-o colaborare între UNICEF, Consiliul Județean Vrancea, Compania de Produse Cosmetice și autoritățile locale pentru a proteja copiii vulnerabili sub 18 ani, punându-le la dispoziție atât lor cât și familiilor lor servicii sociale la nivel local. Atelierul va reprezenta o oportunitate pentru 20 de adolescenți să deprindă abilități noi și folositoare, care cu siguranță îi vor ajuta să-și găsească o slujbă. Deschiderea primului atelier de formare este o recunoaștere a faptului că președintele Marian Ocușan și autoritățile locale din județul Vrancea fac efortul pentru a-i sprijini pe cei mai vulnerabili copii și tineri. În ultimii ani, președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Ocușan, alături de UNICEF, autorități locale și ONG-uri, a lucrat pentru a-i proteja pe copiii din județul nostru împotriva violenței și abuzului, pentru a le asigura accesul la servicii comunitare de bază și pentru a preveni o serie de alte probleme. Experiența ne-a arătat că doar un parteneriat între autoritățile centrale și locale, ONG-uri și companii, poate asigura copiilor vulnerabili o șansă la o viață mai bună. This training center will give the opportunity to 20 adolescents to learn new and useful skills, which will hopefully help them find a job. Acest atelier va reprezenta o oportunitate pentru 20 de adolescenți, astfel încât ei vor putea deprinde abilități de viață independentă, care sperăm că îi vor ajuta să-și găsească o slujbă. These young people were selected first and foremost because they were very committed to learning and succeeding. Acești tineri au fost selectați primii, mai ales pentru că s-au dovedit foarte motivați să învețe și să reușească. They also have in common that they have faced various difficulties during their lives. De asemenea, mai au în comun faptul că au avut de întâmpinat diferite dificultăți de-a lungul vieții lor. Unul dintre criteriile de selecție a fost pentru cei 20 de beneficiari, tinerii care vor frecventa centrul sau vor fi admiși în cadrul centrului multifuncțional, tineri care împlinesc vârsta de 18 ani, nu urmează o formă de învățământ și care nu pot fi reintegrați socioprofesional. El nu se adresează doar acestei categorii de beneficiari, se adresează tuturor tinerilor vulnerabili. În prima etapă a acestui proiect respectiv, în rândul celor 20 de beneficiari, se regăsesc și 3 tineri care au părăsit acum câțiva ani sistemul de protecție, care au fost integrați social, care au fost plasați pe piața muncii, dar care din diverse motive și-au pierdut locul de muncă. Este o nouă șansă care li se oferă să acceadă mai ușor pe piața muncii și să fie independenți din toate punctele de vedere. Congratulations. Thank you. Thanks to you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Tinerii implicați în acest proiect sunt încântați de șansa pe care o au, mai ales că sunt îndrumați de hairdressers din întreaga lume care vin în centru de formare din România pentru a-i motiva pe tinerii vulnerabili să investească în propria lor educație, împărtășindu-le cele mai noi cunoștințe în domeniul hairdressing. Astfel, adolescenții vor avea șansa de a interacționa cu profesioniști de succes și să facă primii pași pentru o carieră în acest domeniu. Cei 10 mentori care vor veni în România sunt din Australia, Austria, Germania, Elveția și Olanda. Vă spun cu mândrie că fac parte din următoarea generație de hairstyliști. Am ales acest curs din dorința de a face oameni să arate mai frumos. Am considerat că acest proiect este o mare oportunitate pentru toți copiii din Vrancea, de la Protecția Copilului. Vrem să spunem că suntem foarte mulțumiți de ceea ce se face în atelierul nostru. Mentorii sunt foarte
atenți la tot ce facem și ne învață fiecare pas pentru a face coafurile să arate wow. So basically the purpose of this project is really to give kind of help giving a future to the teenagers. So they are really coming from a difficult background, you all know that, and really the objective is to give them the life skills, the hairdressing expertise, but also the confidence to really get a job and having a better life for themselves. Scopul acestui proiect este de a da tinerilor vulnerabili abilitățile și posibilitatea de a-și construi un viitor dintr-o meserie. The teenagers are extremely motivated. This is really unbelievable how eager they are to learn, and the mentors and ours and all the team are really impressed by the motivation to really be professional. Attention to details is really impressive as well. Am fost impresionați de dorința tinerilor de a învăța și mentorii au fost de asemenea impresionați de dedicarea lor de a prinde cât mai multe locuri, cât mai multe lucruri în scurt timp. Without any doubts, with the motivation we saw, I really found that impressive, and the mentors also have a comparison. This is what they know in their countries, and they were also very impressed by all this motivation, the talent, and yeah, I'm sure that they will find a better job, or at least a job, and having a better life in it. Cu siguranță, cu motivația și cu talentul pe care l-au, tinerii o să-și construiască un viitor mai bun și o să aibă o viață mai bună, o să-și găsească o slujbă. Inițiatorii acestui proiect spun că foarte important a fost sprijinul oferit autoritățile locale și județene în dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local și pentru deschiderea acestui atelier. Consiliul Județean Vrancea, Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost activ implicate, demonstrând faptul că protecția copiilor și a tinerilor este posibilă în ciuda contextului financiar dificil. We have hoped that other councils, other județi will learn from what's happening in Vrancea and will replicate. Noi sperăm că alte consilii județene vor învăța din ceea ce se întâmplă aici și vor dezvolta la rândul lor o astfel de inițiativă. We are working here very closely with the judicial authorities so that when we finish our financial support, the authorities are able to take over this initiative. Noi lucrăm îndeaproape cu autoritățile județene de aici, astfel încât atunci când sprijinul financiar pe care îl oferim se încheie, autoritățile să poată susține în continuare acest program. And we hope other judets will also be inspired by young people like Ionuț and the mentors and the work here. Și noi sperăm că și alte autorități județene vor fi inspirate de către Ionuț, de către mentor, de către modelul pe care noi îl avem aici. În fiecare an, aproximativ 20 de adolescenți vulnerabili, băieți și fete din sistemul public de protecție socială sau provenind din familii foarte sărace, vor beneficia de training și mentorat. Această inițiativă reprezintă un exemplu excelent de implicare socială și parteneriat public-privat, orientat către a oferi șanse egale tuturor copiilor din România. Multe unități de învățământ din mediul rural îi vor întâmpina pe elevii în noul an școlar în spații cu risc ridicat în ceea ce privește producerea incendiilor. Pompierii au organizat ample controle pe această linie și au aplicat mai multe amenzi, însă din lipsă de fonduri, deficiențele nu vor putea fi remediate prea curând. Controlele pompierilor la unitățile de învățământ din județ scot la iveală nereguli grave în îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. O mare parte dintre mijloacele de primă intervenție, în special stingătoarele portabile, nu prezintă siguranță în funcționare, nefiind verificate la termenele stabilite de producători. Pe căile de acces și evacuare s-au amenajat spații de depozitare a materialelor didactice, iar unele instalații electrice sunt defecte sau improvizate. Controlele au scos în evidență și faptul că activitățile de prevenire și stingere a incendiilor sunt tratate superficial de către cadrele didactice. Având în vedere că urmează redeschiderea școlilor, în vederea primirii elevilor, aceste controle s-au intensificat.
Se observă în ultima perioadă o preocupare mai intensă din partea conducerii instituțiilor de învățământ în vederea respectării legislației specifice în domeniul situațiilor de urgență. Cu toate acestea, s-au constatat și anumite deficiențe la nivelul școlilor. Printre cele mai importante se observă lipsa avizului sau autorizației de securitate la incendiu, neverificarea instalațiilor electrice, ori a sobelor de, cu acumulare de căldură, a coșurilor sau burlanelor de evacuare a fumului, totodată neverificarea periodică a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. În urma controlelor efectuate s-au aplicat 9 amenzi contravenționale, iar alte 34 de unități de învățământ au fost sancționate cu avertisment. Pompierii sfătuiesc pe directorii unităților de învățământ să facă tot posibilul pentru a întâmpina pe copii în siguranță. Pompierii vor continua controlele în unitățile de învățământ, chiar dacă mai este foarte puțin timp până la deschiderea noului an școlar. Reamintim că trebuie verificate în amănunt atât instalațiile electrice, cât și instalațiile de încălzire, sobele cu acumulare de căldură și coșurile pentru evacuarea fumului. Totodată trebuie verificate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, iar căile de acces și evacuare trebuie menținute în stare de funcționare, astfel încât trebuie iluminate în concordanță cu normele specifice și nu trebuie depuse în interiorul acestora diferite obiecte de mobilier sau alte obiecte care ar putea îngreuna evacuarea în caz de nevoie. Inspectoratul pentru situații de urgență Vrancea va derula în perioada următoare, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, un plan de măsuri care va viza soluționarea acestor aspecte. Țăranii se plâng că, deși producția de anul acesta a fost mare, prețurile la cereale au scăzut dramatic. Liderii de sindicat ai fermierilor au avut pe această temă o întâlnire cu reprezentanți din cadrul Ministerului Agriculturii pentru adoptarea unor măsuri de sprijinire a producătorilor. Potrivit liderilor de sindicat ai fermierilor vrânceni, Ministerul Agriculturii a supraevaluat pentru anul acesta producția de cereale obținute, astfel că s-a ajuns ca cerealele să zacă în silozuri pentru că prețurile oferite sunt foarte mici, iar fermierii riscă să nu-și poată acoperi nici măcar costurile de producție. În această situație se află și fermierii vrânceni, care au solicitat sprijin din partea Ministerului Agriculturii pentru rezolvarea situației. În acest sens, liderii de sindicat au avut o întâlnire la București cu oficialii din minister, în cadrul căreia au prezentat problemele și au propus o serie de măsuri. La nivel de Comisie de Dialog Social din cadrul Ministerului Agriculturii, noi am ridicat această problemă. Și aici nu e vorba numai de legumicultură. Este vorba inclusiv de cultura de câmp, unde aceste cifre la care se crucesc toți, da, emise de minister, nu sunt reale. Și atunci, prețurile fiind, producția fiind mult mai mică decât a fost estimată sau cât a fost raportată, prețurile fiind cu mult mai mici, într-adevăr sunt probleme în acest sens. Problemele mari vor apărea la anul, când fiecare dintre noi va trebui să plătim acel impozit pe venit. Nu doar producătorii de cereale invocă probleme, și legumicultorii spun că producția de anul acesta, deși a fost importantă cantitativ, nu a fost și de calitate. În aceste condiții, țăranii nu au reușit să-și acopere investițiile. Este și motivul pentru care liderii de sindicat au cerut Ministerului Agriculturii acordarea de la anul a unor subvenții legumicultorilor. Majoritatea muncitorilor din construcții lucrează peste program și fără a respecta condițiile de securitate și sănătate în muncă. Inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Vrancea au organizat în această perioadă ample controale pe șantiere, iar mai mulți constructori au fost amendați. Controalele s-au desfășurat în cursul lunii august, când activitățile în construcții se desfășoară cu mai mare intensitate. Inspectorii ITM Vrancea au efectuat controale la principalele firme de construcții din județ. În cele mai multe cazuri, muncitorii au fost găsiți la lucru la ore târzii și fără echipament de protecție. Deși se puneau singuri în pericol, majoritatea muncitorilor au refuzat să colaboreze cu inspectorii, de teamă că și-ar putea pierde locul de muncă. Chiar și așa, patronii lor nu au scăpat de sancțiuni. Obiectivul campaniei naționale reprezintă verificarea respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și a securității și sănătății în muncă. Au fost verificați un număr de 10 angajatori. Pe linie de relații de muncă au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 4.500 de lei, iar pe
partea securității sănătății muncă au fost sancționate firmele cu sancțiuni contravenționale în valoare de 8.000 de lei. Ca și principale deficiențe pe care le-am întâlnit în domeniul relațiilor de muncă au fost neînmânarea contractului de muncă, timpul de muncă, mai exact orele suplimentare neevidențiate și neplătite totodată, iar pe partea securității sănătății în muncă, neutilizarea de către salariați a echipamentului individual de protecție. Inspectorii au anunțat că nu vor înceta controlele pe șantier, chiar dacă activitatea se va mai reduce în perioada următoare. Angajatorii sunt stimulați să angajeze absolvenți. Până la această dată s-au înscris în baza de date Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea 825 de tineri absolvenți ai tuturor formelor de învățământ. Absolvenții care au obținut o diplomă sau un certificat de studii în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau creditat în condițiile legii, pot beneficia de informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită prin programe care asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea, specializarea, facilități financiare, dacă se înregistrează la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, din raza de domiciliu sau reședință, ori la alți furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă acreditați în condițiile legii. Absolvenții pot beneficia de indemnizația de șomaj dacă în termen de 60 de zile de la absolvire s-au înregistrat la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din raza de domiciliu sau reședință sau la un furnizor de servicii specializat acreditat, dacă nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, nu urmează o formă de învățământ la data solicitării dreptului și nu realizează venituri sau obțin din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare. La data de 27 iulie 2013 a intrat în vigoare prevederea conform căreia nu beneficiază de indemnizație de șomaj absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie, care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii. Totodată, angajatorii beneficiază de subvenții de la stat dacă angajează absolvenți. Angajatorii care încadrează absolvenții în condițiile legii și care beneficiază de subvenții sunt obligați, conform noii legi, să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puțin 18 luni de la data angajării. La nivelul județului Vrancea figurează în bazele de date ale agenției 11 absolvenți de studii primare, generale și profesionale, 717 absolvenți de studii liceale și postliceale și 97 de absolvenți de studii superioare. Facem mențiunea că la data de 27 septembrie 2013 va avea loc bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, unde sunt așteptați tinerii pentru a-și identifica locuri de muncă. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi parțial noros. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 15 și 17 grade Celsius, iar cele maxime între 21 și 23 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!